Și acum aș vrea să vedem, în timpul care îl avem la dispoziție, ce anume trebuie să conțină familia asta lui Dumnezeu. Ce trebuie să existe într-o biserică ca familie a lui Dumnezeu? Oare ce ar trebui să existe? Da, și rânduială. Dar primul lucru care vreau să-l subliniez, în biserica lui Dumnezeu, în familia asta, ca și biserica lui Dumnezeu, sau familia lui Dumnezeu, în primul rând trebuie să existe respect. Auziți ce spune Pavel? Nu mustra cu asprime pe un bătrân. Ce înseamnă asta? Respect. Un bătrân poate greși, că nu este nimeni perfect. Un tânăr poate greși, un copil poate greși, o femeie poate greși, un bărbat poate greși. Un bătrân poate greși. Și dacă greșești un bătrân, ce să faci cu el? Biblia spune, nu, deci ai voie să-l mustri, dar nu cu asprime, cu dragoste. Știi ce înseamnă asta? Respect. Respectul este o chestiune pe cale de dispariție. Îl văd lucrul acesta de câte ori mă duc în Europa. Când ajungem în Frankfurt sau în München sau oriunde în altă parte unde facem escală și trebuie să urcăm noi românii din avionul de unde am venit de peste ocean, să ne urcăm în direcția spre Cluj, dacă mergem la Cluj, acolo nu mai sunt, uneori se dau biletele fără loc. Și e legea talionului. Cine apucă primul? Să-i vezi atunci pe tineri cum se îmbrâncesc, cum trec peste bătrâni, pe lângă bătrâni, cum nu mai țin cont de mame cu copii în brațe, pentru că toată lumea vrea să prindă un loc în avion, să-și pună bagajul și nu mai contează. Pe vremea când eram copil și mergeam la școală, am crescut într-un sat, din satul nostru, din Suciu de Jos, până în Târgu Lăpuș la școală, 2 ani am fost la școală, deși tata avea mașină, nu m-a dus cu mașina, nu o spun care e proști treaba asta, pentru că el avea problemele lui, situația lui. Mergeam la școală cu un autobuz din ăla, nu știu dacă știu tinerii, stil acordeon, așa, articulat. Era tixit autobusul ăla. Ne urcam dimineața cu o oră, la ora 5, deși începeam cursurile la ora 8, la ora 5 făceam 10 km o oră cu autobuzul ăla, pentru că oprea dintr-o stație în alta și era cum era, mă rog. Dar urcam în autobuz. În autobuz, dacă se urca un bătrân și se ținea de bara aia tremurând, eu ca și tânăr, bunul simț și respectul îmi spunea, ridică-te în picioare, nu sta tu pe scaun și bătrânul ăla să stea în picioare lângă tine tremurând, ci tu dă-i locul lui. Lucrul care l-am văzut acum venind în America, am ajuns în Chicago și în Chicago trebuia să schimb terminalul de la terminalul 2, unde am ajuns la terminalul 1. M-am urcat în metrou și în acel tren subteran. Și când m-am urcat în metrou, am văzut niște tineri, și asta mi-a plăcut foarte mult, s-au urcat în metrou, ăla au luat locurile și imediat au venit niște mame cu copii în brațe. Așa ca și niște arce, așa au sărit în sus tinerii aceștia și au dat locul acestor mame cu copii. Și am zis, asta înseamnă respect. Oare trebuie să existe respect în biserică? Iubiți tineri, iubiți frați, iubite surori, trebuie să ne respectăm unii pe alții. Iată, spune așa, în primul rând, trebuie să avem respect față de Dumnezeu. În biserica asta, și în orice biserică te duci, tu nu trebuie să ai frică de ușieri că te văd că mesteci gumă sau te joci pe telefon sau citești, eu știu, sau vorbești cu celălalt. În primul rând, tu trebuie să ai respect față de Dumnezeu. Că cel care te vede ce faci în timpul slujbei, 2 ore, cât le stăm aici, este însuși Dumnezeu. Și Dumnezeu merită să fie respectat. Noi am venit aici în prezența lui Dumnezeu și ne rugăm așa în timpul de rugăciune, Doamne, vorbește-ne! Și Dumnezeu acum vine și vorbește. Dar când vorbește Dumnezeu, prin unul, prin altul, prin frații care îți aleși aici, tu ce faci cel care asculți? Asculți sau Dumnezeu vorbește așa în van? Vorbește Dumnezeu, dar tu n-asculți, nici măcar nu te gândești. Cum se spunea la timpul de rugăciune, ești consumat de problema ta și nici nu te gândești la ce-ți vorbește Dumnezeu. Dumnezeu merită să fie respectat. La Baia Mare eram într-o slujbă și în timpul slujbei, interesant, un tânăr se uita la meciul din Paris, că juca în Paris Franța cu nu știu cine.
L-a apucat și plânsul. La finalul slujbei cineva mi-a spus, cred că a fost cercetat foarte tare. M-am apropiat și l-am întrebat, zic, am auzit că ai plâns, ai fost cercetat. N-a știut ce să zică. Nici eu n-am știut, cineva mi-a zis, întreabă-l de ce a plâns. Ăla știa, dar nu mi-a spus de ce. Ca să aflu mai târziu că el plângea din cauza că pierduse Franța. Câtă rușine, câtă lipsă de respect față de Dumnezeu. În timpul slujbei, băi omule, să-ți fie rușine dacă te uiți pe YouTube, pe Instagram, pe orice, în timpul predicii, în timpul rugăciunii, în timpul bisericii, să te duci pe telefon, ar trebui să-ți fie rușine. În primul rând, față de Dumnezeu trebuie să ai respect. Dumnezeu merită să fie respectat. Și apoi spune, respect față de bătrâni. Trebuie să respect bătrânii. Da, trebuie să-i respect, trebuie să-i iubesc. Îs și ei cu capriciile lor, cu greșelile lor, dar nu sunt eu mai deștept decât ei, pentru că îs eu mai tânăr și mai în vigoare, mai în putere. Iată ce spune însuși Dumnezeu. Dumnezeu spune, când vorbim de cei vârstnici, să avem un respect deosebit față de ei. Să te ridici în fața perilor albi și să-i respecti. Levitic 19:32. Să te scoli înaintea perilor albi, să-i cinstești pe bătrâni, să te temi de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul. Uitați-vă bine, asta e scris în Biblie. E scrisă și în română și în engleză. Trebuie să ai respect față de cei în vârstă, față de cei bătrâni. Știți? Trebuie să avem respect și față de cei tineri. Trebuie să-i respectăm? Iată ce spune Pavel. Pe tineri sfătuiește-i ca pe niște? Ca pe niște ce? Frați! Adică noi suntem frați. Au nevoie de a fi sfătuiți. Au nevoie și ei de a fi corijați. Și dacă n-ascultă? Știi, nu poți să corijezi un tânăr și nu poți corija pe nimeni până mai întâi nu simte că-l iubești. Dacă omul acela pe care vrei să-l îndrepți nu simte că-l iubești, nu încerca prin metode de forță să schimbi pe cineva. Că n-ai să-l schimbi. Prima dată Iisus le-a arătat oamenilor iubire și după aceea i-a mustrat. După aceea i-a corijat. După aceea i-a îndreptat. Dar prima dată i-a iubit. Spune că a venit un tânăr la el și a zis, bunule învățător, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Știi poruncile? L-a întrebat Iisus, să nu prea curvești. Da, Doamne, și ăștia toate le-am păzit. Din copilărie. Acolo scrie ceva în Biblie. Iisus s-a uitat la el și l-a iubit. Îți mai lipsește un lucru. Ce, Doamne? Tu te vinde tot ce ai, dă la săraci și apoi vine-o și urmează-mă. Dar prima dată a simțit iubirea aceea cristică tânărul acela. O mamă a vrut să-și corijeze copilul care tot timpul se ridica în picioare în biserică și nu stătea deloc jos. L-a prins de ureche și a zis, bă, stai jos! Dacă nu stai jos, băi, să știi că eu îți rup urechea. Și copilul acum stătea de frica mamei și din când în când se uita la mâna ei. Se uita la mama, la ochii ei. La un moment dat copilul e rupe și zice, mamă, să spun ceva. Eu stau jos numai de frica ta, dar în mintea mea eu tot în picioare stau, să știi. Deci cu alte cuvinte, nu mă poți schimba. Pentru că adevărata schimbare se întâmplă atunci când mai întâi oamenii sunt iubiți. Și dacă sunt iubiți, atunci acceptă orice schimbare pentru că au încredere în cel care le cere iubire, le cere schimbare să se schimbe. Respect față de slujitori. Trebuie în biserică să respect slujitorii? 1 Timotei 5:17. Ascultă ce spune în același text, pentru că toată predica mea am extras-o din acest capitol. Deci n-am făcut referință la alte capitole din Biblie, ci doar la ce spune Pavel aici. 1 Timotei 5:7 spune așa, prezbiterii care cârmuiesc bine, prezbiterii, păstorii, pentru că prezbiter sau păstor este același lucru, care tradus din greacă înseamnă prezbiteros, bătrân, lider, conducător. Prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciți de îndoită cinste. Știi ce înseamnă îndoită cinste? Dublu respect. Adică îi respect pe toți din biserică, dar când vorbesc de slujitori, de prezbiteri, când vorbesc de lideri bisericii, ăștia trebuie să fie, nu să cerșească cinstea, ci să o dobândească, să o câștige. O îndoită cinste.
Adică să fie integri. Pentru că oamenii integri sunt și oameni respectați. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Știți, când mă duc în România, sunt întrebat. De ce mai stai în America? Că îmi place. Dar noi am auzit, frate, că acolo în America păstorii nu-s respectați în biserică. Zic, nu există un lucru mai fals. Eu, cel puțin, în biserica Maranata sunt foarte respectat. Deci nu există... Am vorbit cu alți păstori. Poate că o fi fost cândva în trecut, anumite, știu eu, biserici care nu își respectau slujitorii. Acum, respectul ăsta nu înseamnă că trebuie să-l iei, să-l duci pe palme, să... Dar respectul normal. Și am spus, nu e adevărat. Și în America slujitorii sunt respectați. După cum sunt respectați și în România. Un al doilea lucru, pentru că timpul se duce, aș fi vrut să vorbesc mai multe despre respect. Un al doilea lucru care trebuie să-l aibă familia lui Dumnezeu sau biserica este ceea ce se spunea. În familia lui Dumnezeu trebuie să existe disciplină. Trebuie să existe disciplină. Păi nici la noi în familie nu îi lăsăm pe copii să facă ce vor. Dacă nu aveți o disciplină, vă rog să o faceți de azi. Disciplină înseamnă niște reguli. Biserica are reguli. Reguli fie stabilite din Biblie, fie reguli interioare ale bisericii, care uneori nu, regulile de aici poate nu corespund, știu eu, în Detroit sau în altă parte. Fiecare biserică are un regulament de ordine interioară. Depinde de situațiile prin care trece, cu ce se confruntă. Și funcție de situațiile prin care trece, biserica își formează un regulament de ordine interioară. Că l-apucă, de exemplu, pe unul să vină tuns să-și facă o cruce în cap. Păi biserica imediat face o regulă. Aici, în biserică, nimeni nu se tunde cruce în cap. Toată lumea vine cu păr normal. Am făcut regula funcție de situația de care ne-am izbit. Nu, așa se poate întâmpla în Detroit sau în Chicago sau în altă parte, poate merg cu comă, merg cu cine știe. Și atunci biserica face un regulament de ordine interioară și spune, conform Bibliei, bărbatul să nu poarte părul mare, că e o rușine pentru un bărbat să poarte părul mare. Femeia să nu se tundă ca un bărbat, că e o rușine pentru o femeie să poarte părul scurt și așa mai departe. Îs reguli biblice, asta nu le-am stabilit noi. Dar dacă se trec la anumite, știu eu, excese, biserica poate face regulamente de ordine interioară. Pentru că în biserică trebuie să fie disciplină. Iată câteva forme de disciplină. 1 Timotei 5:3, tot din acest capitol. Cinstește pe văduvele care sunt cu adevărat văduve. Da? Adică sunt văduve false? Păi nu toate văduvele văduve. Timotei, spune Pavel, trebuie să stabilim o regulă în biserică. Și care? Care, prea înalte apostol, Pavel, care? Nu toate văduvele din biserică sunt cu adevărat văduve. Dar cum? Păi uite, o să stabilim o regulă. Și care e regula? Ascultă aici. Regula trebuie să fie următoare. 1 Timotei 5:9-12. O văduvă, ca să fie înscrisă în lista văduvelor, trebuie să n-aibă mai puțin de 60 de ani. Să nu fie avut decât un singur bărbat. Să fie cunoscută pentru faptele ei bune, să fi crescut copii, să fi fost primitoare de oaspeți, să fi spălat picioarele sfinților, să fi ajutat pe cei nenorociți, să fi dat ajutor la orice faptă bună. Asta e regula, Timotee. Dacă văduvele din biserica ta, Timotee, unde slujești, se încadrează în ceea ce spun în aceste reguli, atunci trece-le în lista de văduve. Dacă nu, nu. Dar cu celelalte văduve, dar pe văduvele tinere să nu le primești, pentru că atunci când le desparte pofta de Hristos, vor să se mărite din nou și se fac vinovate de faptul că își calcă credința din tâi. Adică nu mai au voie să se mărite, au voie să se mărite, tot în același capitol spune Pavel să se mărite, să facă copii, să fie harnice, să nu cadă în osânda diavolului. Să-ți le apuce poftele iară lumești, firești, care sunt.
Există reguli în biserică. Biserica este o biserică unde trebuie să funcționeze o disciplină biblică, o disciplină, o rânduială despre care vorbește Pavel. Pavel spune în altă parte, zice, m-am dus ca să așez rânduiel în bisericile lui Dumnezeu. Pentru că în anumite biserici era debandadă. Unul Corinteni 11 era debandadă la cină. Unul mergea flământ, altul mergea beat. Zice Pavel, dar ce-i cu deranjul ăsta? Ce-i cu, știu eu, aiureala asta în biserică? Și a stabilit niște reguli de disciplină. Nu vii când vrei în biserică, nu ieși când vrei, nu faci ce vrei în biserică, că nu-i biserica ta, nu-i biserica mea. Aici nu-i crâșmă, aici nu-i restaurant, aici nu-i, știu eu, mall. Vii când vrei, pleci când vrei, stai, faci ce vrei. Aici suntem în prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu trebuie respectat și trebuie respectată și comunitatea. Din respect pentru tine, în timp ce predici, nu ieși afară. Din respect pentru tine și din respect pentru Dumnezeu, în timp ce ne rugăm, eu nu stau cu ochii deschiși, nu mă uit cu mâinile în buzunar pe sus. Nu discut cu celălalt în timp ce mă rog, că respect pe Dumnezeu și respect comunitatea. Toți ne rugăm, pentru că dorim prezența lui Dumnezeu. Amin. Disciplină în susținerea slujitorilor. 1 Timotei 5:18. Că Scriptura zice să nu leși gura boului când trăie răbucatele și vrednic este lucrătorul de plata lui. Este o disciplină a slujitorului. Disciplină în disciplinarea slujitorilor. Și slujitorii trebuie disciplinați, dacă trebuie disciplinați. 1 Timotei 5:19 la 21. Împotriva unui presbiter să nu primești învinuiri decât din gura a 2 sau 3 martori. Pe cei ce păcătuiesc, adică cine? Presbiterii ăia care păcătuiesc. Mustră înaintea tuturor ca și ceilalți să aibă frică. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Iisus și înaintea îngerilor aleși să păzești aceste lucruri fără vreun gând mai dinainte și să nu faci nimic cu părtinire. Să fii imparțial, Timotei, asta e regula. Disciplină în viața personală, disciplină în ordinări în slujbă. Atenție, Timotei, 1 Timotei 5:22, tot din același capitol. Să nu-ți pui mâinile cu grabă și să nu te faci părtaș păcatelor altora. Pe tine însuți, păzește-te curat. Disciplină în viața personală, 1 Timotei 5:23. Trebuie un slujitor, trebuie un frate, trebuie o soră, trebuie noi ca și creștini să avem o disciplină în viața personală sau putem să fim haotici. Ascultă, să nu mai bei numai apă, ci să ieși câte puțin vin din pricina stomacului tău și din pricina deselor tale îmbolnăviri. Atenție, frați și surori, Timotei nu bea vin. Și cu toate că era bolnav și știa că poate să-l vindece un pahar de vin, el nu consuma vin. Dar apostolul Pavel, fiindcă nu erau medicamente cum sunt azi, îi spune lui Timotei, Timotee, eu știu că tu suferi de stomac, că ai trecut prin multe stresuri și stresul ți-a dat ulcer la stomac. Că biserica și problemele din biserică te-au măcinat și acum fiind bolnav, știu că suferi cu stomacul și din pricina deselor tale îmbolnăviri, nu că n-ar putea Dumnezeu să te vindece, că aș putea să mă rog și poate Dumnezeu să te vindece, dar uite că încă nu ești vindecat. Din pricina deselor tale îmbolnăviri folosește vinul ca medicament. Că nu erau medicamente cum sunt azi, azi nu trebuie să folosești vin ca medicament pentru ulcer la stomac. Sunt medicamente care pot să vindece ulcerul, se pot face operații, dar atunci nu erau. Din pricina deselor tale îmbolnăviri. Cineva m-a întrebat, dar vezi, și Pavel i-a recomandat lui Timotei ca să bea câte puțin vin. Apoi am zis să-ți dea Dumnezeu boala lui Timotei, nu, și atunci ia și tu puțin vin. Nu mai vrut după aia să ia vin, că a zis că nu vrea să aibă problemele lui Timotei. Dumnezeu însuși este un Dumnezeu disciplinat. Știm noi asta? Dumnezeu nu-i haotic. Dumnezeu nu lucrează haotic. Dumnezeu e foarte un Dumnezeu al rânduielii. Ia ce spune 1 Corinteni 14:33. Căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii. Dar ce Dumnezeu e? A cui? Al rânduielii. Al păcii. Ca în toate bisericile sfinților. Frați și surori, Biserica Maranata e o biserică a Domnului dacă e o biserică disciplinată, disciplinată după Scripturi. Dumnezeu să ne ajute să fim disciplinați. În al treilea rând, familia lui Dumnezeu, biserica trebuie, în familia lui Dumnezeu, în biserică, trebuie să existe autoritate. Ce este autoritatea? Autoritatea nu înseamnă dictatură.
Autoritatea înseamnă o investiție pe care cineva ți-o dă, un mandat pe care cineva ți-l dă și trebuie să ai grijă cum exersezi acest mandat. Vă dau un exemplu. Ajungem odată pe freeway, ni se strică mașina, da? Nu știm ce probleme avem, dar ni s-o stricat. Și ajungem să facem semn cuiva cu mâna să se oprească ca să ne ia, să ne ducă până la următorul gas station, că am rămas în pană. Cine știe ce s-a întâmplat? În afară de mașina de poliție, poate nimeni nu oprește. Dar de ce nu oprește nimeni la semnele mele care le fac cu mâna? Trec câteva minute și vine un polițai, mai slab decât mine, mai mic decât mine, dar îmbrăcat în uniforma militară, se oprește cu mașina pe partea dreaptă în fața mașinii mele, se dă jos din mașină și probabil cu un semn, doar un simplu semn, face traficul tot să ocolească banda asta unde sunt eu și îs blocat și tot traficul ascultă de polițaiul ăsta și o ia pe unde zice el. Niciunul nu-și permite cu mașina să treacă pe banda unde polițaiul zice interzis să treci pe aici. Ce are polițaiul ăsta în raport cu mine? Știți ce are? Autoritate. Uniforma militară spune tu ești autoritar. Și dacă nu respecti uniforma militară a poliției, tu nu respecti America și regulile Americii. Dacă tu îți permiți să-l atingi, doar să-l atingi, să-l freci cu mașina, el are orice drept în virtutea autorității să-ți facă orice, pentru că tu ai atins legea, ai lezat legea. El are autoritate. În aceeași manieră, Dumnezeu a stabilit în biserică structuri de autoritate. La fel cum Dumnezeu a creat lumea pe structuri de autoritate. Ultima autoritate fiind Dumnezeu. De la Dumnezeu în jos, toată lumea e sub autoritate. În biserică este autoritate, în familie este autoritate, în societate este autoritate. Spune Apostolul Pavel să te temi de cel ce poartă armă, pentru că el este pus de Dumnezeu să vegheze pentru pacea, pentru liniștea ta. Tu respectă-l, respectă-i autoritatea. În biserică există autoritate, nu oricine face ce vrea. Nici păstorul nu poate face ce vrea, nici prezbiterul nu poate face ce vrea, nici diaconul, nici comitetul, nici membrii, nimeni nu face ce vrea. Fiecare trebuie să facă ce trebuie. Și dacă fiecare facem ce trebuie, lucrarea lui Dumnezeu merge. Apostolul Pavel, ca să explice această structură de autoritate din biserică, compară biserica cu un trup. Și spune în Coloseni 1:18, capul bisericii este Iisus Hristos. De la cap pornesc toate comenzile. Pe cine investește Dumnezeu cu autoritate în biserica sa? Pe cine? Efeseni 4:11-13, auziți? Și el a dat pe unii apostoli, pe alții evangheliști. Cine e el? Este acel El Elion, la plural, care s-a descoperit lui Avraam în Vechiul Testament și apoi lui Moise. Este acest Dumnezeu triunic, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, un singur Dumnezeu, în trei persoane divine distincte, care investește slujitorii cu autoritate. La unii le dă autoritate apostolică, la alții le dă autoritate de dar profetic, la alții autoritate de evangheliști, de păstori, de învățători. Toate sunt pentru un singur scop, de desăvârșirea sfinților. Știi, când eu m-am dus la școală, eu nu m-am dus la școală că am fost desăvârșit. Nu m-am dus la școală că am știut să scriu dinainte, am știut să citesc dinainte, am știut să socotesc dinainte. Nu! Eu m-am dus la școală ca un afon. Nu știam să citesc, nu știam să scriu, nu știam să calculez, nu știam să fac absolut nimic. Dar de ce m-am dus la școală? Păi m-am dus la școală să învăț să calculez, să scriu, să citesc. Când m-am dus acolo, a trebuit să fiu corijat. De cine? De niște autorități. Profesorul, directorul, instituția aceea școlară. A fost o autoritate peste mine care mi-a spus, trebuie să ții creionul așa în mână. Ăsta-i 1, ăsta-i 2, ăsta-i 3, ăsta-i 5, ăsta-i 10. Apoi literele, ăsta-i A, B, C, D, ăstea. Și apoi a început cuvintele. Că mi-a plăcut, că nu mi-a plăcut, eu a trebuit să ascult de ei dacă am vrut să învăț. Că dacă nu vreau să învăț sau nu vreau să ascult de ei, nu învățam niciodată să scriu și să citesc. În aceeași manieră, în biserică, slujitorii sunt puși ca biserica să crească, să crească nu deformat, să nu fie rău formată, ci biserica să fie formată după asemănarea lui Hristos. Și atunci Dumnezeu a investit oameni cu autoritate, dar Dumnezeu i-a investit. Știi ce rău e când ajunge un slujitor fără autoritatea lui Dumnezeu în slujbă? Este la fel ca și mine când sunt pe freeway și fac cu mâna să se oprească mașina, dar nu mă bagă mașinile în seamă. Zice Apostolul Pavel în Corinteni, când aveți neînțelegeri între voi, 1 Corinteni 6:4,
În loc să veniți la sfinți ca să judece situațiile dintre voi, ca ei care au autoritate, voi știți ce faceți? Puneți autoritate în biserică pe aia pe care biserica nici nu-i bagă în seamă. Și atunci cum să existe o disciplină în biserică? Fiii lui Sceva s-au dus fără autoritate și au zis: în numele lui Iisus care îl propovădește, Pavel, ieși afară din omul acela. Și duhurile cele rele au zis: pe Pavel îl știm, pe Iisus îl cunoaștem, dar voi? Și în loc să facă minuni, s-au făcut de minune. Pentru că dacă n-ai autoritatea lui Dumnezeu, nu te băga în slujbă, omule, dacă nu ești chemat de Dumnezeu, că în loc să faci minuni, te faci de minune. Autoritatea nu se cerșește. Autoritatea asta ți-o dă Dumnezeu. Trebuie biserica să respecte autoritatea. Dumnezeu a dat păstorilor autoritate, prezbiterilor autoritate. Numai trebuie să știe să folosească această autoritate. Ce spune Iisus în Matei 24? Dacă robul acela peste care a fost chemat de Dumnezeu și investit cu autoritate este un rob rău care începe să mănânce și să bea cu bețivii și începe să-și bată pe tovarășii lui de slujbă, stăpânul va veni în ceasul în care nu se gândește și se va judeca cu el. Nu poți să exersezi autoritatea ca o dictatură, să-ți bați joc, ci cu frică de Dumnezeu. Ca slujitorul să fie recunoscut de comunitate ca autoritate, trebuie să aibă integritate, să fie integru. 1 Timotei 3, 1-13. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun, dar ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții, să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mărșav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani, să-și chivernisească bine casa și să-și ține copiii în supunere cu toată cuvința, căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, cum va cârmui sau va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngânfe și să cadă în osânda diavolului. Trebuie să aibă și o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară și să cadă în cursa diavolului. Diaconii, de asemenea, trebuie să fie cinstiți. Nu cu două fețe. Nu băutori de mult vin sau deloc. Nu doritori de câștig mărșav, ci să păstreze taina credinței într-un cuget curat. Trebuie cercetați întâi și numai dacă sunt fără prihană să fie diacon. Femeile lor, soțiile lor, de asemenea trebuie să fie cinstite, necleveditoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile. Diaconii să fie bărbați ai unei singure neveste și să știe să-și cârmuiască bine copiii și casele lor. Pentru că cei ce slujesc bine ca diaconi dobândesc un loc de cinste și o mare îndrăzneală în credința care este în Iisus Hristos. Când aceste reguli există, acel slujitor are autoritate. Știi, există slujitori care au căzut. Întrebarea se pune, mai pot să fie slujitori? Slujitori nu. Mântuiți da. Știi de ce? Pentru că ți-ai pierdut autoritatea. Păi cum să-i mai spui tu unuia nu curvii dacă tu ai căzut în păcatul curvie? Cum să-i mai spui altuia nu fura dacă tu ai căzut în păcatul acesta? Așa se pierde autoritatea. Dumnezeu să ne trezească. În familia lui Dumnezeu, în biserică, trebuie să existe sfințenie. Și zice stare, amin. Diferența între văduvele din biserică este că văduvele alea care treceau de 60 de ani, care nu mai aveau chef, nu se mai gândeau la altceva, erau sfinte, se îndeleniceau cu postul și rugăciunea. Iar văduvele tinere se gândeau la bărbați, se gândeau la cum să-și refacă viața. Erau într-un fel firești. El face diferența și spune, în biserica Domnului trebuie să existe sfințenie. Lasă-le pe ălea tinere să se căsătorească ca să nu ardă și să cadă în păcatul curviei sau prea curviei. Iar pe cele bătrâne care le-au trecut poftele și nu mai au nevoie de bărbați, atunci elea să fie sfinte, să fie așa. Dar și cele tinere și cele bătrâne trebuie să fie sfinte. Și calea spre sfințenie e asta. Pentru că dacă cele tinere nu se căsătoresc, o să cadă în diferite păcate, în cursele diavolului, cum scrie Pavel aici, în 1 Timotei 5. Unele zice, au și căzut în cursa satanei. Slujitorii să vegheze în biserică ca să nu fie morți spiritual. 1 Timotei 5, 7-8.
Poruncește și aceste lucruri ca să fie fără vină. Dacă nu poartă cineva de grijă de cei din casa lui, este ca unul care s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. În casa lui Dumnezeu trebuie să existe sfințenie. Slujitorii să vegheze ca biserica și în biserică să nu fie promovată bârfa sau lenia. Știți că și lenia e un păcat? Nu numai minciuna e păcat, ci asta așa ca un trântor, a nu face nimic. Este un păcat. Proverbe-i plin de versete care condamnă lenia. Matei 25, la judecată Iisus, va zice celor de la dreapta lui, veniți, căci am fost flământ, sete, în temniță și așa mai departe. Și ați venit, mi-ați dat, ați făcut. Celor de la stânga, plecați că nu v-am cunoscut nici. Cum, Doamne, dar când te-am văzut noi? Păi am fost, dar nu mi-ați dat, nu mi-ați făcut. Adică oameni care n-au făcut nimic. Nu facem fapte ca să fim mântuiți, dar un mântuit este un om harnic. Niciodată un păstor, dacă e un leneș, n-ar avea ce căuta în funcție, în slujbă. Ăla trebuie să știe să bată și un cui, trebuie să știe să facă orice, trebuie să fie harnic, să știe lucra cu mâinile lui dacă trebuie. Din păcate, știți bine realitatea. Și ultimul lucru, în familia lui Dumnezeu, în biserică, trebuie să existe dragoste divină. Ioan 13:35. Știți care este emblema bisericii? Emblema bisericii creștine este dragostea. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Dacă tu nu-l poți iubi pe fratele tău care îl vezi, spune Ioan, știi ce ești? Un criminal, un ucigaș. Că poți să zici că îl iubești pe Dumnezeu pe care nu-l vezi. Dar dacă nu-l poți iubi pe fratele tău care îl vezi, ești paradoxal. Biserica este locul unde păstorul trebuie să-și găsească locul, dar nu a rămâne în starea lui, ci aș schimba starea din păcătos în sfânt. Unde păcătosul trebuie să-și găsească locul. Biserica este spitalul unde bolnavul trebuie să se vindece, dar bolnavul trebuie să accepte diagnosticul pentru ca să poată fi vindecat. Biserica este locul unde căzutul poate să fie ridicat, dacă acceptă metodele biblice de ridicare. Biserica este locul unde cei ce nu mai sunt iubiți să primească iubire, supunându-se și ei la rândul lor cuvântului lui Dumnezeu. Frați și surori, noi iubim pe păcătoși, dar iubire nu înseamnă a-l tolera să trăiască în continuare în păcat, ci iubire înseamnă corijarea lui, smulgerea lui din păcat, îndreptarea lui. Iubire pentru homosexuali, pentru lesbiene, pentru transexual, pentru bisexual, pentru orice, trebuie să avem, dar nu trebuie să-i lăsăm să stea în starea lor, să-i tolerăm în biserici și să le spunem, poți să fie în biserică, că noi trebuie să-i acceptăm pe toți, trebuie să-i iubim pe toți. Asta e o iubire prostească, e o acceptare, un fel de o iubire care nu-i dumnezeiască, nesfântă. Dumnezeu să ne ajute să promovăm aceste lucruri. Aș vrea să mă opresc aici, chiar dacă timpul s-a dus. Sper că a fost benefic pentru fiecare dintre noi. Eu personal am fost mișcat de acest cuvânt al lui Dumnezeu, studiindu-l doar din acest capitol, 1 Timotei 5. Și am zis câtă frumusețe are Scriptura, doar într-un capitol. Dumnezeu să ne ajute să respectăm aceste lucruri, pentru că suntem o familie a lui Dumnezeu. Ce minunat e să fii dintr-o familie!